Salut și bine v-ați întors pe canal! Numele meu este Alina și pentru astăzi v-am pregătit acest clip în care vreau să vă arăt cum să nu vă machiați și cum ar trebui de fapt să fiți machiate. Și dacă vă interesează, vă invit să mă urmăriți în continuare. Pentru început aș vrea să mă scuzați pentru că am o față așa de adormită, dar e 9:50 dimineața și am vrut neapărat să filmez clipul acesta. Prima mare greșeală pe care o fac multe fete e că nu folosesc o bază de machiaj. Este foarte important să folosim o bază de machiaj pentru că altfel fondul de ten nu are de ce să adere și asta înseamnă că nu va rezista pe o durată cât mai îndelungată. Pe partea aceasta, pe care o voi vedeți pe partea dreaptă, o să-mi fac fața cum ar trebui să fie machiată și pe partea stângă cum n-ar trebui să fie machiată, da? Prima greșeală ar fi să nu se folosească o bază de machiaj. Așadar, pe partea aceasta nu voi folosi o bază de machiaj, iar pe aceasta voi folosi o bază de la Paese, o bază cu acid hialuronic. V-am mai spus eu vouă cât de ușor vă puteți întinde fondul de ten, ajutându-vă de acest burețel Beauty Blender, care este un burețel minune, însă o greșeală foarte mare este să nu-l umeziți. Absoarbe foarte mult produs. Așa arată un burețel umezit și așa arată unul uscat. Ia priviți ce diferență. Deci, acest burețel o să vă întindă foarte frumos fondul de ten pe față, iar acesta o să vi-l absoarbe pur și simplu și nu o să mai aveți fondul de ten pe față. Și dacă totuși puneți un fond de ten bun, calitativ pe față și... De ce să rămâneți fără el? Adică, pe această față pe care n-am pus bază, vom folosi burețelul neumezit și vom folosi un fond de ten, un fond de ten pe care o să-l folosim într-o nuanță mult mai închisă. De ce? Pentru că aceasta este o altă greșeală pe care o fac multe fete și multe îmi și cer acest lucru, să le pun un fond de ten mai închis, că să pară mai bronzate și greșit. Vreau să vă arăt de ce este total greșit. Deci pe partea aceasta rea, pe lângă când am pus o bază, vom pune și un fond de ten mai închis și vom folosi și un burețel neumezit. De asemenea, ce este greșit este să nu aplicați prin mișcări de tapotare circular fondul de ten. Sau poate nu neapărat circular, dar prin tapotare. Multe fete fac chestia asta. Trag de fond de ten. Din moment ce tragi de el, nu o să se mai aplice exact așa cum trebuie și cel mai probabil o să rămână și urme pe față. Și cel mai rău lucru, cel mai urât, e să întindem fondul de ten până aici, adică să ne oprim aici. Da? Se vede clar o delimitare și nu ne dorim acest lucru. Dacă tenul nu-ți permite nuanța tenului, nu folosi niciodată un fond de ten mai închis. Folosește exact nuanța care ți se potrivește. Corect cum ar fi? Corect ar fi, cum am spus, am pus o bază, fondul de ten are de ce să adere și să alegem o nuanță potrivită tenului. Am uitat să vă spun ce fond de ten folosesc. Folosesc fondul de ten de la Estée Lauder, nuanța 2-in-1 combinat cu 3-in-1. Și ca să vedem dacă ni se potrivește, vom aplica puțin și dacă ni se pare că nu se mai observă, înseamnă că este potrivit. Dacă îl observăm, trebuie să îl mai deschidem sau închidem după caz. Iar după aceasta vin cu burețelul Beauty Blender umezit. Nu uitați să coborâți și pe gât în jos. Pentru că porțiunea aceasta gâtului de obicei nu este expusă la soare și tot timpul rămâne mai albă, mai deschisă decât restul. Ia priviți și voi ce urât se vede când avem un fond de ten întins doar cu la linia maxilarului, mult mai închis decât ce ar trebui să folosim și cum arată când folosim un fond de ten potrivit tenului. Mai departe, o altă greșeală destul de mare este să folosim un anticearcă mult prea deschis. Vreau să vă și arăt. Aici voi folosi un anticearcă de la Makeup Forever și întins exact până sub ochi.
întins cu același burețel neumezit și tras în jos. De ce este greșită această metodă? 1. Pentru că anticearcănul este mult prea deschis. 2. Pentru că l-am pus foarte aproape de linia genelor. Și 3. Pentru că l-am tras în jos și nu s-a pierdut foarte bine în fond de ten. Cum ar trebui să-l folosim? Să îl folosim într-o nuanță cu maxim 2 tonuri mai deschis decât fondul de ten. Să fie aplicat undeva în această zonă. Și tapotat în piele. Și pierdut foarte bine în jos, spre baza nasului și spre zona aceasta. Și cu ce rămâne pe burețel, doar atunci aplicăm și în zona genelor inferioare. Ia priviți că deja se observă o iluminare a tenului, da, un ten mai curat, nu ca și în această zonă. Totodată putem să aplicăm în același anticearcăn și în zonele pe care vrem să le iluminăm. De ce? Pentru că ne dorim o iluminare pe zona de centru a feței și o conturare pe zona de exterior. Eu zic că se observă foarte, foarte bine diferența. Ia priviți ce față căzută și îmbătrânită pare cam aici și ce ten luminos și curat pare cam aici. Mai departe vorbim despre corecția cremoasă, pe care multe fete și-o doresc și fie că și-o realizează singure, fie că nu. De multe ori vedem pe Instagram acele fete care fac ceva de genul, iau produsul și le aplică undeva în zona aceasta. Așa e? Undeva aici. Poate chiar în zona asta și undeva parcă și pe zona aceasta, observat. Și pierd produsul, ceva de genul. Sincer să vă zic, această metodă de conturare cremoasă este ideală pentru foto, video. În viața reală nu o să se vadă niciodată ca și în poză această metodă de conturare. Arată mult prea agresiv, mult prea exagerat, mult prea nenatural. Nu ne dorim așa ceva, noi căutăm frumusețea naturală, căutăm să fie cât mai natural machiajul pe care îl purtăm, să nu iasă exagerat în evidență. Priviți și voi ce nenatural arată. În schimb, dacă totuși ne dorim o conturare cremoasă, putem să adăugăm produsul unui corector lichid mai deschis și atunci să conturăm doar puțin mai lejer, mai natural. Luăm zona osului careper, undeva sub, și cu mișcări fine și lejere vedeți că și nuanța este una mai deschisă și ajutându-ne de Beauty Blender. Mai departe, o altă greșeală majoră este să nu aplicați pudră. Pudra este foarte importantă pentru că ne dorim o rezistență cât mai mare a fondului de ten pe fața noastră și fără o pudră care să seteze acest lucru, nu este posibil. În aceeași măsură, foarte mare greșeală este și să aplicăm pudra ceva de genul acesta. Iau o pudră translucidă de la Makeup Forever și o aplic așa. Sau așa. Nu, asta nu e corect. Corect este să ne luăm produs, să dăm jos excesul și prin mișcări fine de atingere să aplicăm produs pe toată suprafața și, deși știu că multora nu vă place, nu evitați să puneți pudră în zona cearcănelor, ceva de genul acesta, pentru că această zonă este cea mai predispusă la încrețire, da? Și ne dorim ca aceste linii fine din jurul ochiului să fie
bine întinse și produsul să nu se strângă. În ceea ce privește conturarea sub formă de pudră, adesea observăm ceva de genul acesta. Da? Cât mai intens, cât mai tare să se vadă cică, da? Undeva și aici, și aici ne place, și la nas, cât mai conturat să iasă în evidență cât mai mult. Nu. Corect ar fi. Avem aici un os, undeva de unde ne începe linia părului și undeva în zona aceasta ar trebui să vină. Deci luăm care pe linia părului și osul acesta pe care, dacă vă puneți mâna, îl puteți simți. Și prin mișcări fine. Și ne oprim undeva unde se termină ochiul, undeva în această zonă. Ia priviți ce finuț și natural arată și ce inestetic și exagerat arată partea aceasta. Dacă vă doriți, puteți să adăugați cu cea mai rămas pe pensulă și în zona maxilarului sau la linia genelor sau la linia părului pe frunte. Mie nu-mi place să pun la nivelul nasului. Mi se pare destul de inestetic și nenatural. Prefer să nu. Mai departe luăm paleta cu blush și ce să nu facem este să punem blush-ul exact peste conturare. Multe fete unde pun pudra de conturare pun și blush-ul și pun și bronzerul sau pun și iluminatorul. Corect este să punem blush-ul puțin mai sus decât am pus pudra de conturare, tot așa cu mișcări fine. Mai departe luăm iluminatorul Mary Illuminizer de la The Balm și îl aplicăm peste conturare, peste blush și peste tot ce am pus aici. Ceva de genul. Să nu se mai vadă nimic. Total greșit. Ce trebuie să facem? Să luăm puțin produs, să dăm jos excesul și să-l aplicăm pe cel mai înalt punct al feței, unde în mod normal soarele ar trebui să atingă fața. Mai departe, greșeala pe care o fac multe fete în ceea ce privește sprâncenele este să folosească un produs pentru sprâncene mult prea închis. Pe lângă asta, mai și creează acel colțișor, pătrățel, nu știu cum să-i spun, în zona aceasta de interior a ochiului. Da? Ceva de genul. Nu înțeleg de ce nu se poartă aceste sprâncene exagerat de închise, de evidente, de nenaturale, dar se pare că unele persoane au rămas la aceeași idee, la același concept. Vreau să vă spun de ce nu se poartă sprâncene închise la culoare și mult mai exagerate. Pentru că din moment ce voi să aveți o sprânceană ceva de genul acesta, mult prea exagerată, o să păreți mult mai dure, mult mai rele, pentru că și privirea, dacă exprimă așa ceva, și în al doilea rând, dacă aveți o astfel de sprânceană, deja nu mai captați atenția prin frumusețea voastră naturală, prin machiajul pe care îl purtați, prin buzele pe care le aveți și când vă vede cineva pe stradă, exact doar la sprâncenele voastre o să se uite și înțelegeți despre ce vorbesc. Am uitat că ne place cât mai arcuit. Pe de altă parte, dacă folosim un produs puțin mai natural, da, o nuanță mai deschisă decât părul, în general așa ar fi ideal, să folosim o nuanță puțin mai deschisă decât nuanța părului. Momentan folosesc Brow Artist Expert de la L'Oreal. Prin mișcări fine de tragere, exact acolo unde îmi doresc puțină culoare.
mă ajut de această periuță pentru a dispersa produsul. Eu zic că dacă folosiți sau dacă vă luați după forma naturală a sprâncenei, nu veți da greș. Este foarte important să vă conturați sprâncenele după forma voastră naturală, nu să imităm ceva ce poate nu ne-ar sta bine, poate ar fi mult prea exagerat sau din moment ce nici nu știm să-l conturăm foarte bine, nu-l stăpânim, decât să dăm un ceva mai rău, mai bine să-l lăsăm cât mai natural posibil. Ia priviți ce diferență mare între o sprânceană mult prea exagerată și mult prea conturată și una cât mai naturală. Spuneți și voi că nu arată mult mai bine așa. În ceea ce privește machiajul ochilor, o greșeală este să nu folosiți bază de machiaj. Și dacă nu aveți una specială, de exemplu cum e cea pe care o folosesc eu de la MAC, Paint Potter, puteți folosi fond de ten sau anticearcăn lejer, foarte ușor, pentru că merge foarte bine. Ideea este să aveți o bază de care să adere produsul, fardul pe care îl folosiți la nivelul ochiului. Deci, cum am zis, pe partea greșită nu voi folosi nimic, iar pe partea dreaptă, hai să nu folosim astăzi paint potul, hai să folosim puțin corector. Îl folosesc pe cel de la Make Up For Ever. Și după ce l-am aplicat, obligatoriu trebuie setat cu ceva pudră, pentru că nu ne dorim să se prindă aiurea, fardul de pleoapă. În ceea ce privește fardul de pleoape, o mare greșeală este să începeți cu o nuanță cât mai închisă, să o puneți pe pleoapă și să o, cum să zic eu, să o întindeți efectiv sau să o puneți așa, ceva de genul acesta. Pentru că, în primul rând, veți întuneca exagerat de rău ochiul, veți pune fardul și după aceea nu o să-l mai blenduiți și nu o să-l mai pierdeți niciodată. În primul rând, pentru că nu aveți o bază, în al doilea rând, pentru că nu are cum să se adere și să se întindă produsul pe ceva care nu există acolo, da? Și, în al treilea rând, pentru că începeți direct cu o nuanță mult prea închisă. Și o să vedeți că dacă peste această nuanță puneți ceva deschis, clar nu o să se deschidă. O să arate oricum mult, mult mai urât. O greșeală, tot în ceea ce privește fardul de ochi, este să puneți nuanțele până sub sprânceană. Nu. Nu ne dorim acest lucru. Nu exagerați să puneți produs până sub sprânceană, ca după aceea să veniți cu un iluminator și să-l puneți aici să fie vizibil de la un kilometru. Ceva de genul. Arată foarte urât și foarte inestetic. Nu ne dorim un machiaj de genul mult prea exagerat și nepierdut și nefinisat și neclar. Pentru că v-am zis, în loc să vă scoateți ochii în evidență, o să-i adânciți și nu. Mai departe, ce am observat că le place fetelor să folosească este eyelinerul, dar nu într-un mod cât mai finuț și cât mai drăguț, ci un eyeliner de acela așa, trasat până sub sprânceană, gros, care se poate observa de la un kilometru distanță. Pe lângă asta, nu este precis, nu este finuț, și pe deasupra să mai fie pornit și undeva din zona aceasta. Ce-i asta? Așa nu. Corect ar fi să începeți cu niște nuanțe de tranziție. Ceva de genul acesta. Să luați prima nuanță și să o aplicați în pliu. Pliul este acolo unde se formează acea linie între pleoapa mobilă și pleoapa fixă și prin mișcări circulare
să întindeți produsul. Ideea cu culorile mai deschise la început este ca pe măsură ce tot adăugați produs mai închis și mai închis, acestea să se blendească foarte bine. Și trecerea să fie una cât mai naturală. Nu uitați, de fiecare dată când veniți cu o nouă nuanță, să folosiți o pensulă nouă, pentru ca să nu murdăriți zona deja fardată cu altă nuanță nedorită. Întotdeauna prin machiaj ne dorim să creăm acel ochi migdalat, alungit, forma ideală și tot timpul când machiam spre așa ceva, să tindem spre acel ochi migdalat, care este considerat ochiul perfect. Și vreau să știți că eyelinerul nu este pentru orice ochi. Priviți cum, deși am folosit destul de puține nuanțe și n-am aplicat un eyeliner decât la bază niște rimel, ochiul este mult mai frumos conturat, este mult mai bine în evidență decât un astfel de machiaj mult prea strident și incorrect executat, cu culori care nu sunt frumos blenduite și nu este potrivit, nu arată bine, nu se potrivește nimic în acest machiaj. O altă greșeală majoră pe care o fac multe fete este să-și contureze exagerat buzele, depășind mult prea mult conturul natural. Pentru acelea care folosesc această metodă, vreau să vă spun că, să știți, se observă foarte tare când depășiți linia buzei, când vă creați acele buze mult prea exagerat conturate. Și să nu credeți că o să fiți mai atrăgătoare, pentru că, credeți-mă, băieților nu le place acest lucru. Voi folosi acest ruj de la MAC, se numește Retro Matte Feels So Grand. Parcă nu mai par așa atrăgătoare, nu? Pe de altă parte, dacă folosiți același creion de buze, dar nu depășiți linia buzei, conturul buzei, ceva de genul acesta, dacă o să folosiți ceva de genul acesta, nu o să păreți atât de vulgare, de exagerate și o să fiți naturale, dar măcar nu o să se uite nimeni foarte urât la voi și foarte exagerat și nu o să fiți voi exagerate ca persoane. Cam asta a fost clipul de astăzi. Eu sper să nu vă machiați în felul acesta, să o dați mai pe natural, da? Sper că diferențele sunt destul de evidente. Se vede în cazul acesta, ochiul pare mult mai coborât. Privirea este mult mai lăsată. Vulgar. Cam asta pot să spun despre acest machiaj. Este unul vulgar. Iar despre acesta este unul finuț, elegant și care nu o să sară în evidență decât prin simplitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați și vă mai aștept și în clipurile viitoare. Pa, pa!